Salutare tuturor și vă invit la la primul episod din seria mea de predicții. De-a lungul săptămânilor următoare voi face predicții pentru anumite ligi de fotbal din Europa. Astăzi am decis să fac Liga BBVA. Avem portari, fundași, mijlocași și atacanți. Este prima mea serie de genul acesta. Haideți să-i dăm drumul. Am ales 5 portari: Casillas, Bravo, Diego Alves, Iraiso și Sergio Asenjo. Acești 5 portari pentru mine au fost cei mai buni în sezonul acesta în La Liga. Iker Casillas de la Real Madrid și Claudio Bravo vor avea cel mai mare rating, după părerea mea, 90 ambii. Urmând ca Diego Alves, un rating de 89 de la cel de la Valencia. Ce am zis? Nu mai știu. În fine, Gorka Iraisos de la Athletic Bilbao cu 87 și Sergio Asenjo de asemenea cu 87, portarul submarinului galben. Pentru mine, personal, prevăd ca Sergio Asenjo și Claudio Bravo să fie pretendenții principali pentru obținerea locurilor în echipa sezonului. Mergând mai departe, la fundași, Dani Carvajal de la Real Madrid, Diego Godin de la Atletico Madrid, Marcelo, fundașul slânga de la Real Madrid, Nicolas Otamendi de la Valencia, argentinianul, Gerard Bernabeu Piqué a la Shakira de la Barcelona și Sergio Ramos, fundașul meu preferat. Sergio Ramos a marcat 3 goluri în sezonul acesta și are foarte mari șanse de a obține un loc în echipa sezonului. De asemenea și Piqué are șanse mari cu 4 goluri, însă pentru fundaș central cele mai mari șanse le au Diego Godin și Nicolas Otamendi. Otamendi cel din urmă a marcat și el de asemenea 3 goluri. Carvajal cu siguranță va obține locul de fundaș dreapta a sezonului. Acest om va avea statusuri incredibile: 89 pace, 85 dribbling, 47 shooting, 87 defending, 85 pasă și 88 physical. Diego Godin de asemenea 95 la defending și 93 la physical. Toți fundașii au peste 90 plus la defending. Mergând mai departe la mijlocași, avem în primul rând pe Carlos Vela de la Real Sociedad. Omul ăsta nu a jucat foarte multe meciuri în sezonul ăsta, a fost accidentat, însă când a jucat a fost foarte consistent. James Rodriguez, 91 rating, 87 pace, 88 shooting, 94 pasă și 94 dribbling. Este revelația sezonului în La Liga. El, Isco și Antoine Griezmann. Cu siguranță James va prinde un loc în echipa sezonului. Ivan Rakitic, cu șanse medii de reușită în echipa sezonului cu 89 rating. Dani Parejo, probabil el va obține un loc în La Liga, a avut 2 informi, 85 rating. De Toni Kroos, nu știu ce să zic, a avut un Team of the Year, l-am prins de 5 ori ca Team of the Year și de alte 10 de ori cartea lui normală și informii. Nu sunt foarte încrezător că va obține un loc în echipa sezonului din La Liga. Și a doua pagină de mijlocaj va fi compusă din Gareth Bale, care desigur l-am pus doar din motive obiective, pentru că sunt foarte mulți fani ai Realului, dar nu cred că va prinde un loc în echipa sezonului. Ben Yedder de asemenea, cu șanse minime de obținerea unui loc. Koke, probabil, și sper să-l facă mijlocaj central în caz că va obține o carte a sezonului. Omul ăsta este viitorul Iniesta. Isco, sunt 100% sigur că va obține un loc în Team of the Season. Omul ăsta a avut și un upgrade, a avut și 2 informi și a fost exponențial pentru Real Madrid. Statusele vor fi 85 pace, 88 shooting, 96 pasă și 97 dribbling, incredibil, aproape cât Neymar, care cu siguranță și el va obține un loc în echipa sezonului. 95 rating, 97 pace, 98 dribbling, 92 shooting, 83 pasă. Vai, 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 vai. Și vom închide seria Liga BBVA cu atacanții, unde am ales mai mulți: Carlos Bacca de la Sevilla, Karim Benzema de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo de la Real de asemenea, Antoine Griezmann de la Atletico Madrid, Leo Messi de la Barça, Luciano Vietto de la Villarreal și Luis Suarez. Din motive subiective l-am ales, dar și din motive obiective, pentru că bănuiesc că el va prinde un loc în echipa sezonului. Dar hai să luăm cu începutul. Carlos Bacca în permanență a fost în echipa sezonului din La Liga și anul trecut. Nu știu dacă și anul acesta o va prinde. Karim Benzema probabil va prinde echipa cu 89 pace, 94 shooting și 91 de dribbling, 84 la fizică și 83 la pasă, cu un rating de 90 plus, în opinia mea 92. Cristiano Ronaldo, 31 de goluri în sezonul ăsta, balonul de aur actual, 97 rating, la fel și Leo Messi cu 97 rating, golgetorul la Liga în momentul de față cu 32 de goluri. Luciano Vietto,
Nu știu ce să zic despre acest băiat. Este o mare speranță a Argentinei și a fost unul dintre cei mai importanti jucători al echipei de pe Madrigal anul ăsta, al lui Villarreal. Și eu bănuiesc că va avea o carte decentă cu 84 rating, 89 pace, 87 shooting, 85 dribbling, 79 pasă și 69 physical. Antoine Griezmann cu certitudine va prinde un loc în echipa sezonului. A fost primul jucător din FIFA cu 3 cărți în form. Omul ăsta este incredibil. El a fost cărăușul lui Atletico Madrid, echipa lui Cholo Simeone. Și prevăd o carte cu 93 rating, 93 pace, 95 shooting, 94 dribbling și 84 pasă. Și voi încheia acest episod cu Luis Suarez, omul meu, atacantul meu preferat alături de Ibra, care a avut și un man of the match și un inform, 89 pace, 98 shooting, 96 dribbling, 87 pasă și 89 physical, cu 96 rating. Nu spuneți ce părere aveți despre predicțiile mele. Dacă aveți alte opinii, dacă n-am pus pe cineva sau dacă am pus pe cineva care nu trebuia, spuneți-mi în zona de comentarii. Dacă aveți alte sugestii pentru a face predicții pentru anumite ligi, tot în zona de comentarii să-mi lăsați. Să-mi lăsați un like și la pagina mea de Facebook care va fi în descriere și un like la video, să vă abonați canalului meu și până data viitoare, vă salut!